già considera emendamento, sa considera interventi, e c'è differenza tra emendamenti e interventi, perché che emendamento non c'è tutto scelto, a posto preso și acest proiect a intrat în ideea. Asta tot vreau să scot în evidență. Proiectul este în ideea de parte. Să mai nu mai putem reveni. Vă mai întreb în coastă. Toate intervenții noastre au diferite articole. Părerea mea este să cer șaserul lăbuirii să vi le trimită domnul director în scris, domnul Curică. Asta e părerea mea. Dumneavoastră vă exprimați? Înțeles, domnul președinte. Poftiți! Vreau să lămurim câteva chestii, foarte rapid. Când pisici sau alte animale, să modificăm textul, să trecem toate animalele de pe care. Poftim, toate animalele. Nu mai avem de animale. Doamna secretară, sau toate animale. Și alte animale. Da. Dar nu ar fi ale toate animale. Doamna secretară. Animale. Da, ce vă duce? Un moment, dacă ducem la infinitul, pentru că este toate animale. Deținerea țărilor prin cintrul Turda se ocupă domeniul cu grijă de cultivat. Deci nu trebuie să verificăm un contract cu sece privat. Nu, 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 100%. Deținerea străzilor este exclusiv munca domeniului public. Are domeniul public și 100%. Menționa mai este domeniul public și domnul doctor. Mai zice domnul doctor. Capitolul 13. Da. La solicitarea justificată. Vreau să definim justificat, la fel cum a spus domnul coleg. Da. Cum definim solicitarea justificată a polițiștilor locali? Adică, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dacă doriți să introduceți dumneavoastră. Da. Dar justificat dumneavoastră să ați de acord. Da. Tot la articolul 13, mai jos, avem în funcție de situație. Sunt mai multe situații la fața locului care trebuie să le spun mai multe sau altele, că niciodată nu le pot prevedea pe toate. Să la fel facem polițiști care aplică legea și să poți să determine pe cetățean să renunță la așa. În funcție de situație, poți să orice situație. În funcție de situație, poți să orice situație. Ce-a dat de identificare? Din care situație? În toate legate, domnul Cornel. În ce articol se încălează polițistul în cadrul de ce? Conform legii 155. Conform atribuțiunile prevăzute în legea 155. Eu consider că prea mult să discutăm la acest subiect și toate aceste bune inițiative ale grupului liberal, eu cred că sunt făcute de ochii presei, fiindcă ne-ați uitat un singur lucru, că responsabilizați poliția locală, ceea ce mă bucură. Când celălalt mandat, poliția locală ducea felicitări de Paște de Crăciun, păzea locul de parcare al primarului la teatru și ducea flori de omate pe Traseu. Eu mă bucur că sunteți atât de dornici de a se face treaba în Turda, dar vreau să fiți mai pertinent și să respectați o chestiune de bun simț. Nu are rost să țineți atâta mare de lume aici, care vă repetați un întrebări. Ce înseamnă alte animale? Probabil că este stipulat în lege. Sau dacă nu vă puteți interesa, la oficiul, la protecția animală. Eu vă mulțumesc pentru intervenții și cred că ar fi cazul ca altă dată să vă rezumați mai puțin sau dacă doriți să vorbiți în fața presiei foarte mult, atât după vreți, vreți să ați la partid și lăsați-ne pe noi să ne desfășurăm activitatea ca și conținerea. Am două amendamente ale domnului Roșu Nicolae. La 3, zice, după așa să a majorității locuitorul. A majorității locuitorului. Cine este pentru?
în vederea completării procesului verbal, că alt motiv de legitimare nu are. Cine este Petru? Și acum să vedem proiectul. Cine este pentru? Ne împotrivă. Abține. Da. Da, așa. Așa. Mergem la nouă două. Privind aprobarea regulamentului de regulă pentru eliberarea Consiliului Autorizației de acces privind stabilirea condițiilor de acces sau a fost în proiectul ăsta la urbană. A fost ăsta pentru dezbatere sau nu? Și ăsta e. Deci proiectul a fost pe site pentru consultarea cetățenilor. Bine să ne cetățenii și avem dreptul la consultare. Nu acum să ne punem. Doresc să introducem un amendament la capitolul 7, contravenții și sancțiuni, articolul 24 din regulament, litera A, să aibă următorul cuvânt. Circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, fără autorizație de acces tonajul de străzile din municipiul Tudra, cu excepția drumurilor naționale și drumurilor de țene care traversează municipiul Tudra, se sancționează cu amende contravenționale cuprinse între 500 și 1000 de RON, pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată, cuprinse între 3,5 tone și 16 tone, cu amende contravenționale cuprinse între 1000 și 1500 RON. Pentru autovehicule cu masă totală maximă peste 16 tone. Mulțumesc. Ce? Dumneavoastră la amendamente. Să dăm un vot, să vedem. Cine este pentru amendamentul drum în considerare solidar? Împotrivă. Abține. Lista străzilor care sunt excepționate de la plata taxelor, că probabil sunt mai puține decât cele care sunt cu plata autorizare. Ca să fie făcută publică pe site-ul primăriei și pe site-ul poliției locale. Dar noi amendamente de intervenție. Și atunci cu intervenție, cu amendament, se supune la vot proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține, bun, 10-1. Privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și oamenilor marginalizate social, a metodologiei și a fișelor de acoperare a unor ajutoare de urgență persoanelor sau familiilor, în vederea depășirii unor situații de dificultate generate de restanțe acumulate de fața în sens sau altului utilității. Proiectul ăsta l-am văzut eu, a fost pe dezbatere, nu am văzut. Și am văzut că dumneavoastră ați spus. Da, ați avut intervenție. Dar am solicitat părerea doamnei directoare, care, doamna directoare, susține că v-a răspuns intervenția ăsta. Nu vă satisfac, da. Mă rog, ok, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte, deci altă prima, domnule, că dezbaterile ameliorează anumite proiecte de hotărâre și noi nu vorbim ca să dăm bine la presie, nici în faza cetățenilor, ci pentru că dezbaterea e un atribut esențial al democrației. Noi trebuie să dezbatem. Și noi să ridicăm până nu. Și noi suntem consilieri. Nu, noi suntem consilieri și trebuie să dăm bine la presie. Nu trebuie să fii șocat. Nu, da, șocat. Dar uite-mă de așa cum vă oare. Nu sunt șocat, eu nu sunt șocat. Poftiți, domnul. Aveți și cunoștințe medicale? Nu, nu m-a dat întrebare. Bun. Am unele intervenții aici. La un moment dat, da, există o frază care spune cam așa, ajutorul de urgență pentru persoane sau familiile de reducere unor situații de dificultate generate de restanțele acumulate la plata întreținerii se acordă doar celor care au domiciliu sau reședința pe raza municipiului Turda. Eu aș mai menționat de cel puțin un an de zile. Deci trebuie să aibă domiciliu și reședința de cel puțin un an de zile. Minimum un an de zile.
și să acumulezi datorii dacă stai în cele 6 luni de iar. Din octombrie și până martie. Din octombrie și până martie puți acumula datorii foarte mari. Da. Ori aici noi ajutăm o parte din restanțele la utilități și la alte servicii, restanțe acumulate într-o perioadă de un an de zile. Da. Da. Într-o perioadă de un an de zile, nu trebuie neapărat să le acumulezi într un an de zile, dar poți face în 6 luni. Perioada de amortim rece. Deci să se specifice foarte clar că acea persoană care beneficiază de o asemenea formă de ajutor, trebuie să aibă domiciliu sau reședință pe raza municipiului Turda de cel puțin un an de zile. Anterior și criterii, domnul profesor. După aia are un an de zile și se duce cu ajutorul. Mai am o intervenție. Mai este o frază aici. Ajutorul de urgență pentru persoane sau familii în vederea depășirii unor situații de dificultate generate de restanțele acumulate ca plata întreținere se acordă o singură dată. O singură dată pe an, o singură dată la 5 ani, o singură dată pe perioada vieții. Ce înseamnă o singură dată? Poate fi o singură dată pe an și atunci primește fiecare an o singură dată. Da. Să se specifice foarte clar ce înseamnă o singură dată. Perioada de referință, domnul profesor. Bun. Da. Aici mai este o chestiune de care aș vrea să... la care aș vrea să mai spun ceva. Aprobarea metodologiei de stabilire a sumelor și criteriilor de acordare pentru acoperirea unei părți din datorile pe care persoanele și familiile sunt marginalizate de afară. Partea asta e superflu. Poate fi o sumă. Ar trebui poate să stabilim un anumit cuant. E referim la sumă, da? Da, unei părți. Unei părți poate fi extrem de diferit de la caz la caz. N-ar fi bine să stabilim o cotă pară, pe care e un procent, pe care noi îl suportăm atunci când hotărâm să le restăm. Scuze-mă, Dumnezeu, se poate referi la plata unor servicii, că cele mai mari sume pot să fie perioada de iarnă la servicii cu ani de lege. Te întreb în toate, nu te referi la anumite servicii, te referi la acest... Dar eu nu cred că plătim numai anumite servicii, că poate că luăm restanțele la modul global. Nu neapărat la curent electric, doar ci și la gaz metan, de exemplu. Și atunci vorbim de restanțele globale, pe care persoana cu pricina le acumulează. Ori unei părți poate fi extrem de subiectiv, de la caz la caz. Ce înseamnă o parte? Înseamnă 30% din restanța unui individ și înseamnă 20% din restanța altei. Poate că ar trebui să colaborăm sau să stabilim foarte clar în procent ce înseamnă partea cu pricina. Am înțeles. Doamna director, eu să începem cu începutul. Perioada pentru care se verifică, să specificăm că anul ăla benefice poate să fie de doamna până primăvara de microscopie de sezonul de așteptare. Și te rog frumos să stabilești ce perioadă calendară din 19 luni, doamna director. Asta solicită domnul profesor, da? Referitor la sumă sau la quantum, ce zicea domnul consilier, da. Am scris clar aici în metodologie. Personalul de specialitate, director, va analiza fiecare caz în parte și va da propunerea primarului, vom merge în comisie și vom aproba o sumă. Nu putem să spunem, pentru că în funcție de fiecare ce sumă, ce restanță are, nu putem să spunem noi să le acordăm 1000 de lei. Atunci, probabil, fiecare va sta până ajunge la suma de 1000 de lei să solicite un ajutor de urgență. La fel cum venim de fiecare dată în Comisia 4 cu ajutoare de urgență, nu avem sume stabilite prin hotărâre de Consiliu. Pentru, știu eu, medicamente acordăm 200 de lei, este în funcție de buget. I-am răspuns domnului consilier, dânsul cerea să ne prezentăm spre avizare și Comisiei 1, da. Dar atâta timp cât bugetul nu se modifică, deci bugetul rămâne același. În funcție de buget vom acorda aceste sume. Nu văd de ce ne-am prezentat la Comisie 1. Și nici nu putem stabili o sumă. Deci va fi verificat fiecare dosar în parte. Se va face anchetă, se va merge la fața locului și în funcție de buget aprobat pe trimestru și câte solicitări și câte cereri avem, atunci vom ști cum vom acorda aceste ajutoare. Și vreau să vă spun că, nu știu dacă probabil ați citit, vor presta muncă în folosul comunității. Abia după ce vor presta muncă în folosul comunității,
vor primi această sumă și nu vor primi ei, ci noi vom plăti direct asociațiilor de proprietari sau furnizorilor de servicii și aceștia vor primi o copie a chitanței. Acum am crezut noi mai bine, ne-am consultat, ne-am uitat pe stat, la toate primăriile. Eu, 45 de zile cât a fost afișată, am primit doar o singură solicitare din partea domnului consilier. E bine. Perioada de un an, care a fost 12 luni sau primăvară, doamnă, asta se clarifică. Să știți că nici în legea 416 nu prevede că trebuie să aibă domiciliu 12 luni. Pe raza scrie clar, trebuie să aibă domiciliu sau reședința în municipiul Turda. Da, după noi, zice 4. 416, da. Această metodologie a făcut-o pentru cei care se află, deci care au dosarul de ajutor social. Și am făcut-o și spre, când am fost data trecută, tot aceeași problemă a fost că doar romii și cei de pe venit domenii garantați sunt ajutați. Atunci noi am făcut o metodologie să venim în sprijinul tuturor cetățenilor acestui oraș. Pentru că mi se pare normal ca toată lumea să beneficieze de un ajutor de urgență. Bine, limita posibilităților bugetare. Eu apreciez problema respectivă și nu vreau să fac atenția doamna directoră și stimați publici asupra faptului că odată ce se identifică acest grup români și mai departe, va trebui ca acești oameni, în 416, să fie supravegheați. Atenție deosebită, atenție deosebită, că nu poți face numai 4 ore într-o zi și mergi acasă. Trebuie să stabilim un program zilnic de 8 ore pe rând, da? Și trebuie supravegheați. Vedem ce fluctuații va lua serviciul ăsta dumneavoastră, ce cabine trebuie să mai să angajeze pentru supraveghere, dar aici este rolul important. Atunci îi supraveghem de ore și au plecat și de bani. Aici e problema. Deci acțiunile sau lucrările de interes local se vor presta sub supravegherea persoanei responsabile din cazul de ADP Turda. Momentan sunt la ADP. La ADP momentan. Domnul public, ce spui? Dumneavoastră, deci, mai era un punct aici, înseamnă se acordă o singură dată. Da. Se acordă o singură dată, pe ce pe urmă se acordă o singură dată? O singură dată? Da. Conform hotărârii de Consiliu care avem noi pentru stabilirea ajutorilor de urgență, acolo probabil că trebuie să completăm scrierea clar, ajutorul de urgență se acordă o singură dată pe an. Pe an, după ce s-a analizat, doamnă profesor, scumpă. Doamnă consilier, dar dumneavoastră în comisie de lucrurile. Dar nu vă mai înțepați că trebuie să lucrăm. Vă referitor la mea, după o consultă de urgență, pentru că s-a dus la familie cu vederea de pășire de o situație de dificultate generată de restanța acumulată în plata atenției, se acordă doar celor care au domiciliu sau reședința operează în municipiul Turda, nu face altceva decât să reflecte principiul competenței teritoriale, pentru că nu putem acorda acest ajutor de urgență unui cetățean care are domiciliu sau reședința într-o altă comunitate administrativă teritorială. Este o frază derulată din lege și nu cred că noi putem să restrângem dreptul acestor persoane de a beneficia prin impunerea unei durate de ședere neapărat în localitate. Ce? Singura observație care se poate face este desigur, iar un an e vorba de posibilitate, nu înseamnă că se dă în fiecare an. Și în urma analizei comisiei și eu aș sugera să se menționeze numele complet al comisiei, că acum este comisia 4 sau putea să fie comisia 5 sau 3, deci comisia de muncă, protecție socială și așa mai departe. Toate chestiunile, părerea mea, la urmărirea efectuării acelei norme, asta e unii de o corecție, pentru cei care vin și beneficiază de aceste sume. Nu mă întoarce. Lasă-ți, domnule, sunt corecturile făcute. Da, mă rog, am să vedea. Da. Vă rog, dacă nu mai sunt intervenții, să ne exprimăm prin vot. Cine este de acord pentru proiect? Vă rog,
compartiment cu contabilitate și doi scute bucătare. Asta da. Dar în cadrul bugetului, da, mai domnul președinte, aceste posturi vor fi transformate în jos. Deci nu am spus, nu cresc salariile. Bucătar, da. Intervenție. Din cauza vechimii de 9 ani, nu se prezenta nimeni la concurs. La concurs. Să dăm vot, atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține. Să-l abțineți. V-ar dori, ar dori să... Am discutat foarte mult, cu toate proiectele dozate. S-au dus bine în internet să nu-i fac. La acest punct, dacă iară călăim și luăm de la început, domnule, ăsta, vă rog frumos să vă exprimați precis problemele care le ridicați în numele cetățenilor din municipiul Turda. Și să nu repetăm intervențiile colegilor. Aș dori să vă aduc la cunoștință, nu știu dacă aveți, la cunoștință, dacă doamna președinte a Consiliului de Administrație de la domeniul public ne-a onorat din nou cu prezența, îi mulțumesc. Să vă aduc la cunoștință că data de 9 decembrie 2016, Consiliul de Administrație a Societății a hotărât cu unanimitate de voturi contractarea unui împrumut de la Banca Comercială Română în valoare de 2 milioane de lei. La acest împrumut s-a angajat cu toate bunurile societății sau aproape toate bunurile societății. Întrebarea mea, și solicit un răspuns schis din partea Consiliului de Administrație, cum au luat această hotărâre fără a înștiința acționarul respectiv Consiliul Local și fără a fi emisă o hotărâre a ta, respectiv eu solicit răspunsul chiar dacă colegul spune că nu, eu solicit răspunsul acolo. Cum? Eu solicit răspunsul, nu, de vorba de articolul 10 din actul constitutiv. Și rog răspuns de la Consiliul de Administrație. La președintele Consiliului de Administrație, totuși este o sumă destul de mare și consider că trebuie acelut acceptul acționarului de la accesa acest credit, mai ales în condițiile în care s-a schimbat furnizorul de servicii bancare de la CEPAN la BCR. Și în ultimul rând, în numele meu și a colegilor, vreau să vă doresc tuturor sărbători fericite, liniște și bucurii și să aveți un an mai bun decât a fost cel care se va încheia în curând. Mulțumesc! Și ne mulțumim! Vezi, asta e o rară lume cu mine. Mă rog! Sunt la altă mulțumim? Sau da? O, potrivit de un mic. Rog, dacă executivul să-mi trimită documentele necesare astfel încât lucrarea care, motivația care va reieși să fie în termen lege, rog executivul să cuprindă bugetul de revenuri și cheltuieli pentru 2017 această lucrare. Totodată, vreau din grupul consilierilor alte să vă transmit sărbători fericite tuturor dumneavoastră și familiilor noastre, precum și întregilor locuitori mai fericite. Mulțumesc! În mandatul trecut, am mai indicat o dată problema la diverse către fostul primar, referitorul la acea clădire, cineva, da. Am înțeles că s-au făcut demersurile către Sahia Filmă. Am înțeles că ies proprietarii ca să încedeze plădirea, nu știu în ce fază sunt, dacă vreau să știți. Și ar fi bine să lămurim, pentru că o clădire arată cum arată, ăia dă-o până la punct, mai vreau să cum este. Am făcut la demersurile necesare, am fost și personală în proiectul Ministerul Culturii. Din spusele lor, există încă o decizie în alte curse de casație și justiție, nu a reușit să mă urmărească ce presupune.
pune această decizie. Cert este că s-a dat o dată verde pentru a ele să intre în patrimoniul Consiliului Local, când era vicepremier domnul Dragnea, după care a intervenit această decizie și în acest moment sunt blocat. Sperăm că o să se deblocheze de prin că necesită reparații de acolo. Vreau o intervenție, domnul președinte. Consiliul Local sunt 3, 4, 10, nu știu, care sunt angajați la aceste societăți unde Consiliul Local este acționar, către Secretaria Valesis. Vă rog să ne transmiteți un punct de vedere legal, dacă acei oameni, de nu mi se pare normal un angajat care își câștigă o pâine, să nu poată vota un proiect de hotărâre care nu are legătură cu jobul lui, adică neapărat cu serviciul lui sau cu salariul lui. Mereu ne întâlnim cu situații că nu votez că s-a angajat acolo. Și care e problema cu ce-a angajat? Înainte, noi eram în Consiliul de Administrație, Consiliul Local, care e acționat. E normal să fie chiar în Consiliul de Administrație. Da, dar nu am interes patrimonial. Păi ce înseamnă interes patrimonial? Vreau să mă clarificați pentru un viitor. Mulțumesc. Bun. Poftim, domnul Vitea. Mulțumesc, domnule președinte, pentru serviciul public de asistență socială, vreau să mulțumesc pentru răspunsul care l-am dat la interpelarea trimite. Doar că vreau să facem că sesizare, odată pe an, toți elevii sunt deplasați pentru examenele somatice și de bilanț. Aș dori, dacă se poate, să nu mutăm 5.000 de elevi din Turda înspre secția, înspre secția cea de cabinet medical și să vină o asistentă sau două la fiecare școală. Să nu deplasăm toți elevii din municipiu. Iar o care mi-a luat un lucru. Păi, ce nu e zic? Nu e zic. Vă spun un lucru. Tuturor școlilor care nu au cabinet medical. Din partea fiecărei doamne director am primit răspuns că nu au spații, dar în momentul în care vor avea, vor pune la dispoziție un cabinet medical. De exemplu, la școala Ion Opriș am discutat cu domnul consilier Micu, care mi-a promis că o ajuta pe doamna director să amenajeze un cabinet medical, deoarece acolo sunt peste 800 de elevi. Și conform legii pot beneficia de o asistentă medicală cu normă întreagă, 8 ore pe zi. Dar nu știu dacă dumneavoastră înțelegeți ce am scris eu aici, în cazul examinărilor somatotomedice, nu se deplasează o asistentă. Aceste examinări se fac de medici. Noi avem 3 medici pe tot orașul, 3 medici pediatri. Ca să examineze fiecare elev în parte, îl programează o dată pe an și are nevoie de pat cântar. Deci face efectiv toate, îi face efectiv un consult medical. Nu poate să îi facă o asistentă medicală, un consult medical fiecare elev. Noi acum am deschis un cabinet stomatologic la Colegiul Național Mihai Viteazu, unde tot așa, pe bază de programări, la acest cabinet stomatologic vor merge toți elevii. Nu putem să deschidem un cabinet stomatologic în fiecare unitate de învățământ. Deci nu este de-a voință, am și eu 3 copii, exact la fel se deplasează și copiii mei, deci nu este de-a voință. Da. Nu știu dacă ne înțelegeți, avem doar 3 medici pe tot orașul, DSP-ul nu ne mai aprobă, acești medici se aprobă la număr de elevi. Avem o cerere depusă să ni se mai aprobe încă 2 posturi de asistente medicale, una pe stomatologie și o asistentă medicală generalistă, dar nu sunt aprobate. Revenim în continuu cu solicitări la DSP și nu ne aprobă, nu avem personal. Deci, o dată pe an, ați văzut că v-am scris aici, pentru efectuarea triajului, adică la începutul școlii, în prima săptămână, se deplasează asistentele la fiecare unitate de învățământ. Dar medici nu pot să se deplaseze la fiecare pentru că nu au condiții și nu au cabinete. Ne cerem scuze, nu este vina noastră. Dar nu va nimic, doamne. Mulțumesc pentru răspunsul. Cu drag, da?
dar în el trebuie să facă o vedere ce se pot face în fiecare școală, doar că este cântărit, este măsurat și eu consider că e mult mai eficient să mutăm 3 lei. Domnul consilier, este un fișier, cu fișierele fiecărui. Trebuie să-i scrie în fișă. Nu putem să ne deplasăm cu fișetul după noi și cu toate, cu patul, cu toate, cum înțelegeți noi? Deci mai bine mutăm 5.000 de copii. Dar nu mutăm 5.000 de copii, pentru că sunt unități de învățământ care au cabinet de medicare. Toate liceele sunt rezolvate, mai puțin doctor Ioan Gațiu, care am luat legătura cu doamna director, prea doctor Ioan Gațiu, și efectiv i-am spus ce trebuie să facă, cum să-și cuprindă în buget și la începutul anului viitor va moderniza și testa. Și atunci grădinițele și liceele sunt deja rezolvate. Au fiecare cabinet, doar școlile generale au mai rămas, doar Teodor Mureș și are cabinet dedicat. Bun, alte intervenții? Că nu mă trebuie din Consiliul Local PSD și pe mine, trebuie să urez tuturor viceprimar, colegilor din Consiliul Local, colegilor din executiv, prese și invitați-o, sărbători fericite și nu s-a aprins, s-a aprins la noi. Da. Vă mulțumesc pentru colaborare în acest an. O să vă spun mai multe cuvinte și la locația unde vreau să vă invit, în curte la Rica, pentru a obține o bată de șampanie, cred că așa ne stă bine, chiar dacă mai avem inerentele încursători. Deci cei care doresc, îi așteptăm acolo peste 10 minute. Deci, eu vă mulțumesc de participare. Hai să vedem o părință acolo. Mă-i domnul, pe cine-i părință?